Tylko 7 la 1 od 0. Asta o vreau pentru asta. Asta vreau. Vreau să scriu și m-am oprit să te las pe tine. Și atunci vine ce dată. 7 la 1 ori 9 la 1. 9 la 1 plus la 1. 21 la 1. Aici hai să vedem cum îl aranjăm să avem 7 ori 9. 9 la... Poți să scriu ca 7 ori 3. Ce încercăm să urmărim? În fiecare termen al acelui să fie un 7 la n ori 9 la n sau nu știu, habar nu. Scriu 7 la n ori 3 la n. Așa. Deci de 21, da? Da. 7 la n ori 3 la n. Ori 3 la n ori 21. Ori 21. Ori 3 la n. Ori 3 la n. Minus 9 ori minus 7 la n ori 9 la n. 9 la n. Și pe scriu n. Acum acolo. Acolo, la ăla din nici tot n-am. Ba da. Am? Da, pentru că o să fac 3 la n ori 3 la n. Cât să fie 3 la 9 la n? 9 la n. Avem! Deci peste tot este 7 la n ori 9 la n. 7 la n ori 9 la n. Pe lângă. Pe lângă. Ori 9 la n. Pe lângă. 1. Da. Plus 20. Și 1, da, minus 9. Și n și egal cu 7 ori 9. 7 ori 63 la n. Ori? Ori? 13. Și ce credea să arătăm? Că se divide la 13. Se divide la 13. Daria, un alt model lucru. Cum ai fi lucrat tu, iată că te pun și pe tine, cum ai fi lucrat tu mai repede? Mai repede? Da, mult mai repede. Ce ești să spui? Mai repede. Încă? Poți să scot direct cu 63, în fapt. Da. Dacă îl vezi deodată, e foarte bine. Dacă nu, te concentrezi să scoți pe 63, pentru că 7 ori 9 fac 63. Și 21 ori 3, 21 fac 63. Ori 3 fac aici 63. Și-aș scoate 63 la N. Asta-i. Că noi am făcut, am pierdut niște timp. Da, da, am învățat niște chestii. Am făcut asta și învăț nevoia aceea de a face operații cu putere. Dar, Davide, vreau să spun că cea mai rapidă și noi la lucrare trebuie să facem pe culoarul cel mai rapid. Să consumăm cât mai puțin timp, dragilor. Asta dacă vezi, dacă nu lucrezi așa, pas cu pas. Da, dar vezi tu, te-am sesizat de mai multe ori că strici aici. Tu n-ai perspectivă că perzi timpul. Tu faci așa, pentru că ai niște pași care să-i faci acolo, fără să simți că 63 ăsta nu-mi trebuie a stricat, 7 ori 9 să-l strângi din cauza prezenței lui 63? Da. Deci, adică să priviți întâi exercițiu și după aceea. Exact, privim în totalitate și nu ne apucăm să facem niște operații, știm noi să facem asta. Știm noi că plusul vine de la mulțirea a două puteri. Nu mă încântă asta. Că și 21 ori 3, 263. Vezi, de aia trebuie un pic analizat. Da. Toată asta, iată cât de mult mărește viteza. Vă rog să vă rog să mă conduci. Pe 7 ori 9 am făcut 63, 63. 63 la N. Scriem așa. 63 la N. Plus. Plus 63 la N ori 63 la N. 63 la N. Ori 21. Nu știi de ce, David. Minus 9 ori 63 la N. 21, după ce le-ai fi văzut. Așa vine 3 la N și se strânge. 21 ori 3. Așa? Și minus 9 ori 63 la n. Și acum spate pe 63 la n în factor comun, pe lângă. Și o să fie 63 la n, pe lângă 1 plus 21 minus 9. Iată cât de repede. E 63 la n ori 13. Terminată ești tu. Ești trupe, e n, se divide la 13. Sper că v-am convins că ești mult mai rapid. Arătați că numărul 10 la n plus 314. Că? 10 la n plus 314 este divizibil cu 9 pentru orice n natural. Oricare fie natural. Nu 3 la 14. Plus 314, domn profesor. 314.
Da. 10 la yen plus 3 este 14. Deci fie a numărul a mic egal cu 10 la yen plus 314 și ar trebui divide la 9. Păi, mai trebuie să vedem doar dacă 314 se divide la 9. Dacă 314. Și când 10 dacă la zi, o să adunăm 1 la fiecare, la n la 1 se adună încă 1. La n la 2 mai adunăm încă 1, deoarece este 1 și 0, 0. Adică... Ca problema care a făcut-o da. Mai clar, vreau să văd de la tine mesajul cum trebuie. Când se divide un număr la 9? Un număr se divide la 9 când suma cifrelor este un multiplu de 9. Deci, așa scrie și noi. Se divide la 9 dacă și numai dacă cine? Suma cifrelor, adică 3 plus 1 plus 4 care face cât? 3 plus 1 plus 4 8. Face 8 plus 10. Cât? Plus 10 la orice putere, nu? Adică 1 și un 0. E 0? 0. Deci 10, hai să zicem așa, că 10 la n e egal cu 1 urmat de câte 0 ori? De n 0 ori. 0 ori, da? N 0 ori. Deci n ori câte 0. Și atunci ar fi adunat doar un singur 1. Corect, da. Că 1 la 100, 1 la 200, ai doar pe 1. Da. Și deci plus 1 și face atunci 9 care se divide la 9. Trebuie da. Să înșele dacă așa, ca să înțeleagă profesorul ce-a spus. Păi da, degeaba tu, deci spui, ăsta se divide, dacă suma cifrelor sale, 3 plus 1 plus 4, plus ăsta de aici, care îl ai desfășurat de desubt, i-ai arătat de ce spui plus o singură 1. 1. Pentru că ai zis că 10 la n face 1 urmat de câte n 0 ori. Așa faceți, da? Și atunci e pus plus 1 și atenție, da, 9 ori se divide la 9. Și e repede. Determinați suma tuturor numerelor de forma 2AA. Determinați suma tuturor numerelor. De să facem suma. Numerelor de forma 2AA. Barați, bineînțeles. Divizibile cu 5. Tuturor. Se regăsim pe toate da. Și facem suma. Face suma lor. Păi A cu A trebuie să fie egale. Sunt aceleași numere. Sigur. Atunci A poate să fie doar 0 și 5. Deci avem aici 2, 0, 0, 200. 255. Sau 255, nu? Astea sunt două. Alte variante mai avem de aia? Nu, pentru că A. Dacă și A și B, aici trebuia să discutăm. 0, 5, 5, 0. Da? Aici era la 3. Dacă ar fost divizibilitatea la 3, ne-ar fi încurcat destul de mult, că aveam suma cifrelor. A era egal. Da? Și atunci, ziceam, 2 plus 2 de A să facă multiplu de 3 sau multiplu de 9. Da, dar trebuie să fie egale. Da, neapărat, dacă îți dă A. Da, pe atunci e ușor. Și suma? Da, am constat. Suma? Cât este suma? Este egal cu 200 plus 255. Și egal cu 455. Gândiți-vă acasă pentru divizibilitatea la 3. Și găsiți toate numerele. Căduia. Da? Divizibil la 3. Și atunci veți vedea exact pe variante. Aflați numerele de forma 1XY divizibile cu 5. De forma 1XY divizibile cu 5. Dar nedivizibile cu 9. Și nedivizibile cu 9. Cu 9. Deci să fie nu cu 5, dar nu cu 9. Păi, x-ul trebuie să fie neapărat 0 și 5. Deci, de aici, rezultă, de aici rezultă că x... Y. Y. Y-ul, da. Y-ul aparține 0 și 5. Păi când... Și merge cazul întâi. Cazul întâi. Arată, e vorba de numărul 1, x, 0. X, 0. Și să nu fie divizibil. Să nu fie divizibil cu 9. Cu 9. Și atunci, 1 plus x, x plus 0. 1 plus x plus 0.
adică egal cu 1 plus x. Egal cu 1 plus x, nu trebuie să fie multiplu de 9. Diferit de multiplu de 9. Păi atunci, x-ul poate să fie doar până la, poate să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, deci, 6, 7, că 9. X aparține mulțimii 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 7, 7 și 9. 7 merge. Și 9. Și 9, că 9 și 1 fac 10. 10. Și dacă era 8, dădea 99. Așa. Și atunci, care sunt numele de forma asta? Pentru cazul întâi. Pentru cazul întâi, dacă în care am luat pe y, y egal cu 0. Ele sunt. Te rog să le spui. Eu? Da. 100. 100. 110. 110. 120. 120. 130. 140. Da. 150. 160. 170. 190. Asta când am zis cu y, 0. Cazul? 2. 2. Y egal cu 5. Atunci, egal cu 5. Atunci, x, 0, x, nu, 1x, 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 5, 1x, 5, așa, 1x, 5, nu trebuie să dividăm, nu se divide la 9, echivalent, echivalent cu 6 plus x, 6 plus x, diferit de multiplu de 9, multiplu de 9, dar ea continuă, x cât trebuie să fie. Dacă x cu 6 nu are voie să fie multiplu de 9. Atunci trebuie să fie 1, 0. 0. Deci x aparține mulțimii valorilor 0. 1. 1. 2. 2. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8 și 9. 8 și 9. Și atunci numerele căutate de autor, cerute de autor sau cerute în problemă sunt 106, 110, 105, 105, 105. 105. Acum am luat cu 1, 1, 1, 5. Da? 1, 1. 1. Deci 1, 1, 5. 115. 125. 145. 155. Da, David, continuă. 175. 165. 165. 185. 195. 195. Le-am aflat toate numele, că așa a spus-o acolo. Da. Determinați numele acestea. Da. Le-am găsit, așa arată numele acestea. Da. Care a fost ideea acolo? Aici, să vedem cum trebuiau să reține ei, cum trebuia să... Ce trebuia reține? Să se divide la 5, clar aveai despre Y mesajul 0 sau 5. Corect. Și vezi cu varianta cazul întâi cu X egal, cu Y cu 0 și nu-i multiplu de 9, nu-i multiplu ca să nu se divide la 9, înseamnă că X are libertatea cu excepția situației când suma 5 face o multiplu de 9. Și sunteți atenți? A mers bine. Deci ne-am dus, am găsit, am apropiat. Care pască numărul 10 la 2012 minus 7. 10. 10 la 2012 minus 7 este divizibil cu 3. Să arată că asta se divide la 3. La 3. Păi, normal că se divide. Nu se divide. Eu spun că nu. Arătați mai analizăm, dar trebuie să arătăm că este divizibil cu 3. Deci să arătăm că e divizibil cu 3. Păi, 10 la orice putere se termină cu 0, nu? Da. Păi, dacă scădem 1 dintre ele, se facă 9, 9, 9, 9, 9. Dacă scădem 1. Da. Noi am scăzut 6. 7? 7. Nu, 6, am scăzut deja 1. Atunci, mergi că dacă ai scăzut 1, e 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Da. Mai trebuie 6. Am ales de bilate. Ok. Pentru că o să fie un număr lung. Adică, scădem, mai întâi, deci scădem 1 și o să fie un număr lung care e numai cu 9. Da, dar David, îți uite așa surprins. De ce nu scădem de 7? Păi mai direct 7 și era 1, 9, 9, 9, 9, 3. Sigur. 9, 9, 9, 9, 9, 3. 3. Adică, de cu 2 pași, dar eu spun de ce nu fac deodată.
9, 9, 9, 9, 9 și doar ultimul este 3. Deci de aici A egal de tipul 9, 9, 9, 9 și aici la sfârșit, așa pot să scriu foarte bine, dacă vreți să scriu de câte ori este 9, ia să văd de la fel. De? 2011 ori. Daria, tu ești de acord? E de 2011 ori? 100-1099. 10 la 2012, câte 0 ori o să aibă? Pe 2012, 0 ori. Corect. Deci și când 2012. Am văzut unul din el, da. Așa o să aibă una mai puțin. Deci este de câte ori 9 ori? De 2011. De 2011 ori, de acord, da? Da. 2011. Și trebuie la sfârșit. Și asta înseamnă că se divide la 3? Mi-asigur asta că se divide la 3? Cine spune că se divide la 3? Păi dacă toată suma cifrelor, păi, de exemplu, 9 cu 9 va da 18 cu 3, 20. Și s-o cotim acum de 2019. Nu, 9 se împarte la 3. 3 se împarte la 3. Sigur, 3 se împarte la 3. Fiecare se împarte la 3, să ești cel mai fericit. Da? Că nu mai e nevoie să mai să facem. Să le îndoam iartă. Să fie 3, 3, 3, 3, 1. Bun, și se divide la 3. Bun, bun, îmi place că știu, domnul. Se divide la 3 și... Motivul clar că A împărțit la 3 rezultă A împărțit la 3 este de tipul 3, 3, așa trebuie scris, 3 și 1. Adică tu spui că A ăsta se scrie la un moment dat, ca să fie și mai clar. A, sau A egal cu 3 ori. Asta e și mai clar. A egal cu 3 ori. 3, 3, 3, 1, da, e zis. Da? Așa trebuie să fie, 3 ori, 3, 3, 3, 1. Cât e ceasul? E de la 6 și 5. Bun. Avem timp. Mai am, domn profesor. De acord. Fie numărul anii, fie egal cu... Cum procedăm? Te duci tu, Cristina, sau mă? La 7, da? La 20 să te duci, că... Că la 7 trebuie să fii obligatoriu acasă, dar să o duci domn profesor. Da, duc eu. Deci fie numărul anii, fie egal cu... Amic. Egal cu 1 plus 3... plus 3 la a doua, plus 3 la a treia, plus, așa mai departe, plus 3 la 65. Arătați că A este număr par. Deci, arătați... Că A este număr par. La punctul A mic și la punctul B mic, arătați că A este divizibil cu 13. A. Este par? A este par. Adică prima. 1. Și 2? Știu că din toate cu... Da. Și că este divizibil cu 13. A se divide cu 13. La 13. Asta a lucrat la a făcut să-ți vină astăzi, ai seama? Trebuie să mă încadrezi. Așteptăm gustul. Cine e domnul profesor? Trebuie să mă încadrez că e jale. Trebuie să-i dați gust, vedeți două ani. Bun. Putem să facem grupe de câte 3. Să facem ce? Grupe de câte 3. Dar mai întâi că este par? Păi asta eu spun că ar fi, putem să facem și altfel. Ia zi. Păi, 3 la 3 se termină cu 3, apoi cu 9, 7 și 1. Dacă ar fi să se termine cu 3, ultima cifră, adică se termine cu 3, adunarea aceea, plus 1, ar fi cifră pară, s-ar împărți. Dacă s-a terminat cu 9, tot s-ar împărți, cu 7, tot s-ar împărți și cu 1, tot s-ar împărți. Și apoi m-am gândit, dacă ia se termină... Ia trebuie de da, de dași te urmărești. Da, uite, ce tocmai am spus? Că 3 la 1 va da 3 plus 1, va da 4, cifră pară. Și 3 la, orice, 3 la 1 se termină în 3, 3 la 2 se termină în 9, 3 la 3 în 7, 3 la 4 în 1, 3 plus 1, 4, 3 la 2 egal cu 9 plus 1, 0. 3 la a 3-a, se va termina în 7. Mai departe. Da. Eu cred că ideea pe care ai avut-o tu merită luată în seamă. Cât e 2 dacă nu după. Ia să vedeți vă cât de frumos merge, ca să nu mai pierzi timp. A arată așa. 1 și cu 3, prima e grupa. Plus, din ăștia 2, 3 la 2 și 3 la 3-a. 3 la 2 plângă
Deci 3 la a doua, pe lângă 1 plus 3. Da, da. Tot așa. Plus 3 la a patra, pe lângă 1 plus 3. Uite așa și așa mai departe. Da, da. Câți termeni aveți, domnul profesor? Aici v-ați asigurat? V-am asigurat. Grupii, de două? Păi de la 3 la 60, la 3 la 65. De la 3 la 1 la 3 la 65 se numără singur. 65 de grupe. 65 de termeni. De termeni. Plus 1, sunt 66, înseamnă că se împar la 2. Perfect. Așa. Deci după ce a făcut asta, acum am permis să fac și să spun că ultimul va fi 3 la cât ar va fi? 3 la 64. Da, pe lângă 1 plus 3. Și egal mai departe, adică 4 plus 9 4 plus 3 la 2 ori 4 plus 3 la 4 ori 4 plus puncte, 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 puncte 3 la 64 plus 4 ori 4 ori 4, 4. Și acum, pe 4 un factor comun. Și 4 oriceva. 3 la 2, pe 1. A rămas 1 aici, dar nu uita niciodată. 1 plus 3 la 2, plus 3 la 4, plus puncte, 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 plus 3 la 64. Va da un multiplu de 4, adică se divide. De 4 oriceva, deci de aici rezultă a 4. A se divide la 2, nu? Da. A este parta, da. Este parta. Deci A egal cu 4. Și faptul că sunt toate impare, domnul profesor, mergând și pe ideea cu ultima cifră. Vedeți 1 plus 3 plus 9 plus 7 la sfârșit plus 9. O sumă de numere impare, mai ales că putem să le grupăm câte două, că vedem și numărul. Număr 4. Tot timpul va da impar cu impar, deci, par. Nu am fost împotrivă. Deci nu am sancționat când ar fi nu, fost. Nu, eu n-am zis că a sancționat. Eu zic așa, eu am sesizat asta mai repede, că două numere impare adunate, întotdeauna două număr par. Și observ, 1, 3, 9, 7, 1. Poate sunt numere impare, da? 1, 3, 9, 7, 1. Poate sunt numere impare. 3 la orice putere este un număr impar. Lasă și ultima și câte doi adunate, două numere impare. Impare e număr par. Și cum putem să facem grupe. Da, dar redactarea este mai plăcută ochiului pentru cel care îi corectează. Și așa cum ai spus, tot era corect. Important e să faceți corect. Bun, asta mai avem doi. N-avem doi. A, și arătați că ești cu 13, domnule. Așa. Tot, tot. Vede câte trei. Da, poți? Da. Adică de ce poți? Pentru că am 66. 66. Pe câți termeni am zis că avem? 3, 22. Câți termeni am zis că are suma aia? Are 65. Aha, și cu unul din față? 66. 3 la 0. Și cu unul din față? Uite, uite numărul. Uite, de la 3 la 1 la 3 la 65 se numără singur. 1, 2, 3 până la 65. Și cu 3 la 0, încă un termen. Ai înțeles, Dane? Deci de aici sunt 65. 1, 2, 3, 65. Și mai este și ăsta primul. Și 66. Și cu 0. Atent? Și cu 0 sunt 66. 66 se împarte la cât? La 2. La 2 și nu. La 3. La 3, pentru că așa, și facem grupul de cazuri. Deci a egal cu 1 plus 3 la 1 plus 3 la 2 plus 3 la 3 pe lângă 1. Scriem așa, da? 3 la 3 pe lângă 1 plus 3 la 1 plus 3 la 2 plus 3 la a a cât dată? Stați puțin, că știu. A șasea. Corect. Așa, 3 la 6. 1 plus 3 la 1. Intră în 3, Davide, dar la 2. Plus puncte, 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 puncte. Așa. 3 la 63. Pe lângă 1 plus 3 la 1 plus 3 la 2. Vă scoatem pe 13. În factor comun. 13. Și scriem 13 plus 3 la a 3-a plus ori 13 plus 3 la a 6-a ori 13 plus puncte, 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 puncte plus 3 la 63 ori 13 și scriem 13 pe 13 în factor comun 3 la 1 plus 3 la a 3-a plus 3 la a 6-a plus puncte, 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 puncte 3 la 63. De unde rezultă că A se divide la 13.
știi, 13 oriceva, multiplu de 13 sunt partea 13. A scris de 3 la 6 ori 13, dar nu mai contează. Pune 3 la 9 acolo. Acolo. Așa, pune seama. Bun. Mai facem un exercițiu. Da. Valoarea lui X pentru care 2,3X se divide la 10 este... 2,3X se divide la 10 este... Valoarea lui X. Cât poate fi X? Atunci rezultă că X... Este... Aici vreau să fiți atenți și să ziceți repede. Păi X poate fi doar 0. Corect. 0. Deci x, a, x egal cu... X aparține în 0. 0, da? Sau egal cu 0. Sau x egal cu 0, e cu sigur valoare. Bun. Numărul, trebuie să fii atent, numărul numerelor de forma x3x... x3x... divizibile cu 5... Da, ia. Este... x sau 5 sau 0. Poate fi 0? Păi nu poate fi 0, poate fi 5. Mai 5. De ce? Că e și prima. Pentru că x e... Da, dezulte... X egal cu 5. Da? Deci mai departe. 5. Ei, eu n-am răspuns 5 aici, domn profesor. Ia vedeți, ați făcut bine? Da. Numărul numerelor. Numărul nu numerelor. Nu cine este X. A, numărul numerelor. Numărul numerelor îl vreau. Cum? Așa? Câte numere de acestea sunt? De forma asta. Divizibile cu 5. 1. 1. Deci. Da. Deci e vorba de numărul numerelor și răspundem cine este chiar 5, 3, 5 se divide la 5. Adică să subînțelegem chestiunea. Cea mai mare valoare a lui X, pentru care 4, 5, X, 2 se divide la 4, 4, 5, X, 2, 2 se divide la 4 este cea mai mare valoare a lui X. Cea mai mare. Daria? X cel mai mare. Mare. Pe când un număr divide la 4? 9. Da, de acord. De acord? Da. 92, da? Bravo. Deci rezultă că e vorba de numărul... Da, eu 4, n-am, să știți. 5, adică 9, 2. Se divide la 4. Eu n-am 9 aici, domn profesor. Ce mă fac? Eu un număr. În răspunsul. Păi stai puțin, dacă n-ai, înseamnă că la prima... Mai, mai citesc o dată. Cea mai mare valoare a lui X. Cea mai mare pentru valoare. Pentru care 4, 5, X, 2 să se divide la 4 este... Este 9. 4, 5... Dar 92 se împarte la 4? Da. 92... Nu cred. Ba da. Ba da. 23. Da, merge. De două ori. Dar ce? Ce valoare? 9 și 9. 7 cea mai mare. E nouă prinsă. Nu-i nimic, lăsați că pun eu. Și iau dreptate. Numărul divizorilor improprii ai lui 2012. Deci 2000... improprii. Al lui 2012. 12. Este... Și 2012. Care este numărul lor? 2. Dar ești de acord? Da. Da. Improprii, zis. Da, improprii, da. 2012. Da. Bun. Domn profesor, îți bucur pe ăștia. Nu știu ce să mai găsesc în ce chestii mai complicate. Da. E bun. Dar stai puțin, mă, îi găsesc eu acum, nu-i poate ca. Ce-a râdiat, nu? Păi da. Hai să vedem. Numerele 675, 262, cum? Numerele 675, 262 și 885. Cât? Deci, numerele. 675, 262, 675, 262 și 885 împărțite la același număr natural. Oh my God, vezi că nu mai se face. Dau resturile 12, 7, respectiv 1. Asta le făceam când era mai... 675 împărțit la n. Deci egal cu n ori c1 plus restul. Dau resturile, 12. Tot, acum 262. 22. Tot la n ori c2. Da, restul 7. Plus 7. Și respectiv restul 1. 885 egal cu n ori c3 plus 1. 1. Aflați numărul la care au fost împărțite. E egal cu 5. Păi, ăstea făceam când eram de micuți. Micuți, ia să vedem cum se fac. Așa de drăguț. Ia să vedem cum se
fac oameni. Deci, mai zis că eu regula împărțirii cu ei. Uite, o scris teorema împărțirii cu ei. Da, ce mai așa. Și acum... Îți amintești, dar mai știi să faci, nu? Să ne gândim. Mi-am zis cum era, știu că era ceva cu scoteai cel mai mic, cel mai mare motiv comun, dar... Era ceva așa în genul ăsta. Și cum se facem aici? Păi și încă între să fie mai mare decât 12. E nu mai mare decât 12, da? Spui tu că restul trebuie să fie mai împărțitor. Bun. Adunăm toate resturile. Nu, hai să ne gândim. Cel mai mic motiv comun al numerelor 12, 7 și 1. Nu știu. Nu, nu știu. Asta e resturile. Păi, practic, putem să adunăm... Păi eu din prima l-am scădea pe 12 ăla ca să nu mai mi-apare. Și mi-apare n orice 1 egal cu cât. E în orice 2 egal cu cât și e în orice 3 egal cu cât. Eu așa aș face. Da, deci este o idee ca să nu mai stăți confundat aici restul plus 12, plus 7, plus 1. Deci s-a transcrie relația. Eu de ce v-aș face așa? 675 minus 12 face cât 660. Sau scrieți e în orice 1, domn profesor, egal cu cât. E în orice 1, corect. Egal cu... Tati, 660 și 3, da. Tot e în orice 2, da. Egal cu... 250 și 5, cred, 5, da. Și de orice 3 este egal cu 884. Parcă îmi place mai mult așa. Bun. Și eu... Împărțim toate prin el. Da, nu știu cât este. Păi adun relații. Adunăm relații, cele trei relații, zice Davide. Nu mă scuzați că nu știu dacă zic. A fost un prim pas foarte bun ăsta. Acum trebuie să continuăm noi. Împart prin... Împart prin cât? Și o să vină n egal cu 6... 663 împărțit la C1. Dar C1 nu știu. Nu știu ce 2, nu știu ce 3, ce 3. Ce facem? Am putea să le adunăm, cum a zis Stanford. Fac asta. La ce? La ce mă duc? Deci vine prin adun, vine n. Orice un. Îi dau un factor comun, nu? Da. Nu și îl dăm și un factor comun. Da. Atenție. Atunci să scriem, domn profesor, ca să-i fie clar. Am gata. E în orice 1. E în orice 1. Plus e în orice 2. Plus e în orice 3. Este egal cu suma asta, alo. Facem repede suma. 8 cu 4, 12, 14, 20, 10, 1802. 1802. 1802, așa. Da. Și acum îl dăm pe n în factor, atenție, nu trebuie n. Să scriem pe lângă C1 plus C2 plus C3, care este egal cu 1802. Și ce două numere înmulțite să dea 1802, sunt grați de variante. Sigur că da. Nu mai am aici curaj să continui. Deci nu mă ajută. Totuși, Davide, să încercăm ceva. Deci, în același înmulțit cu cineva, îți fac 663. Nu cumva ar trebui să descompunem 663? E de parcă 663, 255 și 884 ar avea pe un divizor. Divizor comun. Divizorul, cel mai mare divizor comun se numește. Al numerelor acestea. Da. Nu? Deci... Cum? Am făcut era, noi așa. Dar țineam minte cu ziceam. Da. Dar țineam ceva cu multiplu tu. 663 îl descompuneam. Ia să vedem. Ia să vedem. Deci 663. Descompunem. Ia să vedem. Prin cât? Descompunem prin... Prin 3. 3, că e singurul. Da. Care vine 303. 2, 2, 2, 2, 1. Da. Prin cât acum, Daria? 221. Apoi vece. Prin 7 nu merge. Dacă... Nu. Prin 7 nu merge? Nu. Nu putem să ne pronunțăm că ar fi număr prim?
nu. Clipa asta, încă nu, trebuie să cercetăm deoparte. Pe prin 2, nu, prin deci 221, dacă este nu, prin sau nu. Prin 1, nu, prin 2, nu, prin 3, nu, prin 4, nu, prin 6, nu, prin 7, nu, prin 8, nu. Prin 7, nu? Nu. De ce? Prin 7, nu, prin 2. Bun, dar prin 11. Acum începe întotdeauna prin 11. Prin 11, nu, prin 11, prin 13. Prin 13. Prin 13, ia să vedem. Și rămâne 9, 91. 91 nu sunt partea 13? Nu. Dar 7. Cred că da. Ha. Deci, 2, 2, 1, 3, 13, da? Și atunci, cât vine aici? 1, 13, 91, 7, 8, 3, 2, 1. Uitați că l-am găsit. Da? Deci, 663 are descompunerea, egal mai departe, cu Observăm că avem 17 peste tot și putem să-l împărțim prin toată prin 6. Să credeam că el este numărul. Poate să fie chiar 17 numărul căutat. Da, se poate. E peste tot. E același nume. Mai poate să fie și cine foarte bine. 3-ul? Nu, nu-i peste tot. Nu-i peste tot. 13 nu-i peste tot. Numai 17 peste tot. Ăsta e cel mai mare. Ăsta este numărul. Da? Tamara, ăsta este numărul N. Cel mai mare divizor comun. Da. C, M, N. D, C. D, C. Cel mare divizor comun este egal cu 17. Și acum, la întrebarea. La cine sunt? Se împarte încât să dea destul de 12, 7 și 1. Care este destul numărul la care au fost împărțiți? La 16. Deci rezultă că nu e egal cu 17. 17. Haideți să vedem că n-au știut aici. Da. Care a fost ideea? Exact. Care a fost lucrurile importante? Că n-au știut. Să scrie în teorema împărțirii cu rest. Scădem 12. Că împărțirile la asta fac nu știu cine. Scădem resturile. Corect. După care apare de fapt 663, 255 și 884 ca fiind un produs a două numere. Și apare el același peste tot. Deci el este divizorul lor comun. Deci după ce am scăzut resturile alea, deci nu le pierdem. Scriem teorema de împărțire cu rest. Scădem resturile, după care îl vedem n orice cât 1, n or... și descompunem numerele. Și vedem și care este divizorul. Atenția că nu este aici ca un divizor comun ale numerilor 663, 255 și 884. Și vedem, uitați cum l-am văzut noi pe 17 ăla. Și gata, ăla este numărul. Asta era. Descompune. Autorul a vrut multe lucruri aici. Exact. Și descompunerea și toate chestia aceea de văzut cât, dacă sunt numere prime, ce cercetăm. Și de văzut după scrierea care este același exact. Peste tot, divizorul. Să nu mai pierdeți de acum, că vă vedeți acum. Să facem un pic de sinteză, domnul profesor. Ce-am lucrat aici? Am lucrat mult. Exerciții. Criterii. Da. De divizibilitate. Operații cu puteri.
Puteri, operații cu puteri. Operații cu puteri. Numere prime. Numere prime. Da. Pătrate, nu, cub perfect. Cub perfect. Cub perfect. Nu, hai să spun de zi. Cub perfect și pătrate perfect. Nu da. Pot fi pătrate perfect. Da, am făcut, da. Nu numere pătrate cuburi. Sunați-o pe doamna să coboare. Cristina e acolo și nu... Nu te te așteaptă Cristina jos. Bine, clar. Așa, nu mai repădare perfect, e cuburi perfect, e corect. Da. Divizor, am discutat despre divizor. Da. Divizor. Ce-am mai făcut copii? Sumele acelea, domnul. Sume... Divizor. Sume în fode. Corectorul m-am părțit cu resta scris? Nu. Am părțit cu rest. Și scrii cu rest. Încep. Apoi, foarte multe lucruri am făcut, dar nu ne... Nu au caietel în față, ca să mai zic. De ce nu te deschideți caietel? La stres. Mai e dama deja. Acum e deja scris. Am făcut scoaterea în factor comun. Am făcut și factor comun. Am făcut factor comun, da. Și cam atât. Putere am scris, operații cu putere am scris. Ultima cifră am discutat. Și am făcut numai de chestii. Foarte multe chestii am făcut. O recapitulare pentru că ultima cifră. Da, despre ce e 10. Și nu-ți mai blocare. Da. Deci, ce să le spunem prietenilor noștri că au o șansă dacă ne pot putea ne urmăriți. Să nu uitați, like, share, să abonați la revedere. Să spuneți la toată lumea de pe stradă. Așa, pe prieteni, dacă au cunoștințe în alte orașe. Și dacă ei au vieții datorită nouă să ne sune. Și dacă și David, să nu se mai încurce la lucrurile ușoare. Să le spun așa ca să ia 10. Și tu să mai fii încăpăținată. La revedere, weekend. La revedere.